Este vorba despre cauza penală intentată împotriva vicepreședintelui partidului nostru, Nicolae Țipovici, care a fost intentată la 7 aprilie 2017 de către Inspectoratul de Poliție Fălești. Deci, în baza articolului 155, adică amenințarea cu omorul sau cu cauzarea de vătămări corporale. Deci, Nicolae Țipovici i-a fost atribuită calitatea de bănuit. Ulterior, apărarea a contestat ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuit și intentarea cauzei penale. Prin urmare, la demersurile apărării, procurorul Fălești, Eduard Fiștiu, a admis unele alegații ale apărării și a dispus clasarea dosarului penal intentat împotriva lui Nicolae Țipovici, scosindu-l pe acesta de sub urmărirea penală. Prin urmare, acele alegații expuse de către apărare, precum că cauza penală a fost intentată cu tentă politic, în viziunea apărării, s-au adeverit. Deci, astăzi, faptele descrise de către presupusa parte vătămată și organul de urmărire penală au decăzut, nu s-au adeverit. Prin urmare, suntem satisfăcuți de ordonanța emisă de către procurorul Fălești, prin care Nicolae Țipovici a fost scos pe urmărire penală cu clasarea cauzei penale. Deci, aceste circunstanțe încă o dată dovedesc că organele de urmărire penală, totuși, în unele cazuri, continue să intenteze dosare penale având o tentă politică. На него сегодня оказали давление и заставили написать заявление против меня, что якобы я ему угрожал расправой с ним, смертью и тому подобное. Значит, я говорил тогда и скажу сейчас, что так как этого ничего не было, мы имеем то, что имеем сегодня, что это дело просто-напросто развалились, и сам прокурор его просто-напросто, этот материал, который был составлен в комиссариате, его аннулировал.